Întreb în această campanie cu sentimentul că ne-am făcut datoria față de oameni. Jați procente cu de râsul lumii de astăzi. Vă bateți joc de noi. 6% spuneți eu. Și votați Partidul Democrat. Ne promit ca să ne ridici salariul, ca să ne dai așa, ca să ne dai așa la oameni când sunt alegerile. Pe urmă, dacă trec la scaun, uite de popor, uite de așa mizerie în țară. Dacă cetățenii aleg Partidul Democrat. Susțineți Partidul Democrat și votați Partidul Democrat. Răzdai mușine, stăritim în mirai. Eu de ce de fapt nașa Moldova? Am făcut 1600 de kilometri în 2018. Jos pălărie! Mai ne-a scăpat o roată aici. Aici nici cu tancul nu poți merge. Drumuri bune pentru Moldova, spun. Urmează să facem 2600 în 2019. Transmiteți-le, vă rog, la gospodarii noștri care fac drumuri bune pentru Moldova. Nu fac cum trebuie. Absolut nimic nu fac. De fel nu-s gospodari. Ne-am gândit și la copii. O dat 3-4 vățători afară, o trimis copiii încolo. Iarna, ninge, plouă, copiii șed aici, o șed acolo lângă magazin, muie o stanovcă. Copiii mai ies în rutieră, ajung în Florești, se dă jos, duc la piață, șed în baruri, beau coffee. Spuneți-mi, asta e învățătură? Să ne judece după fapte, să ne judece după rezultate. Acestea sunt doar câteva din realizările Partidului Democrat la guvernare. Dacă cetățenii vor vota Partidul Democrat.